Denis, felicitări pentru această superbă victorie, cea mai categorică de până acum a farului. Da, mulțumim, un meci foarte frumos. Vă dați seama, suntem bucuroși că am câștigat și totodată îmi pare rău pentru cei de la Botoșani, dar asta este viața. Noi de asta suntem în teren să câștigăm și să marcăm cât mai multe goluri. O revenire perfectă după pauza din campionat. Da, chiar ne-am simțit foarte bine pe teren. Bine, ne-a ajutat și roșul luat de Cerroni, dar totodată am făcut un meci foarte bun. O triplă pentru tine, cum spuneai și la conferință, nu contează dacă marchez, dar este cu atât mai bine dacă înscriu. Da, normal, mă bucur, sunt fericit că am reușit să marchez 3 goluri și sper să țin tot așa. Miercuri, meciul de Cupa României cu CFR? Da, un meci foarte important, pentru că dacă vom reuși să câștigăm, după aia mai avem 2-3 meciuri și suntem în finală. Iar în campionat mai urmează 2 hopuri cu Hermannstadt și Voluntarea Mele în deplasare. Da, meciuri foarte grele, mai ales că și ei trag la play-off și cu siguranță nu vor da totul pe teren și vor încerca să ne bată.